MCF 2014 și-a deschis oficial porțile în prezența numeroși invitați din cele 7 țări participante, Cehia, Austria, Ungaria, Polonia, Slovenia, Slovacia și România, la care se adaugă țara invitată special, Spania. Conferința de deschidere a festivalului a avut loc la Centrul de Urbanism și Incubator de Afaceri pentru IMM-uri de pe strada Nicolae Iorga numărul 2. În cadrul celei de-a patra ediție a festivalului, ce se va desfășura la Mediaș în această perioadă, deci între 2 și 6 septembrie, vor fi prezente țările despre care v-am vorbit și în celelalte festivaluri, deci Cehia, Austria, Slovacia, Ungaria, Slovenia, România și Polonia. Deci aceste țări sunt țările participante la festival, care sunt prezente cu cele mai cu filmul premiat național al fiecărei dintre aceste țări, film recent premiat. Și bineînțeles că vom avea și alte filme din țările respective, deoarece, așa cum v-am spus, se împlinesc 25 de ani de la căderea comunismului. Tematica acestei ediții sunt 25 de ani de la căderea comunismului. Prin urmare, filmele prezentate în afara competiției reprezintă opere cinematografice subversive ca mesaj al unor regizori consacrați din țările participante. Respectiv vom avea medalion Miloș Forman, Andrei Vaida, Miklos Iancio, Lucian Pintilie, Radu Gabrea, Alexandru Tatos. Din entuziasmul maestrului Radu Gabrea sau din nebunia lui, nu știu cum să zic. Da. Și cu a dumneavoastră, bineînțeles. Bine, eu mai poate și eu, dar în condițiile în care intrasem în criză și mergeam în jos, noi ne-am găsit să facem festival de film la Mediaș. Dar uite că am mers și suntem la a patra ediție anul acesta. Se spune că a cincea e cea mai greu de organizat. Se pare că cea de la anul va fi cel mai greu de organizat. Dar eu sunt bucuros pentru că continuitate vorbesc. Avem această continuitate, avem acești oameni aici în Mediaș. Aș vrea să remarc un lucru care poate a fost scăpat. În fiecare an am avut în Mediaș monștrii sacri ai filmului, vorbesc de actori, am avut pe domnul Rebenciuc, maestru Rebenciuc, pe Marcel Iureș, pe maestru Dorel Vișan și iată, anul acesta ne onorează cu prezența maestru Albulescu, ocazie cu care vreau personal să-i mulțumesc pentru faptul că a binevoit să ne onoreze cu prezența. Mediaș Central European Film Festival se va desfășura în municipiul de pe Târnava Mare în perioada 2-6 septembrie.